Bună seara și bine v-am regăsit. Astăzi discutăm cu președintele țării, este vorba despre domnul Igor Dodon. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Să știți că eu am multe întrebări, mi le-am pus așa pe pagini, nu cumva să ratăm ca ceva. Da, și tare mult vreau să vă rog, dacă este posibil, să răspundem sincer, să nu ajungem în situații de conflict, că nu arată bine, iar oamenii care ne urmăresc chiar vor să afle răspunsuri la întrebări. Ne-am avut situații de conflict în... Să știți că de partea cealaltă a televizorului se vede cu totul altfel. Și când pun o întrebare, aștept un răspuns sincer și scurt. Batem palma? Ca la sfârșitul postului, da, la biserică. Batem palma. Poftim, începem. Ok. Ultimul subiect care încă se află în derulare este numirea ministrului apărării. Am văzut deja că guvernul a propus pentru a doua oară candidatura domnului Eugen Sturza. Dumneavoastră, ce spuneți? Care este reacția? Noi deja am anunțat ieri, dacă nu greșesc, în conferință de presă, că poziția președintelui Republicii Moldova nu se va schimba. Și eu cred că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova înțeleg în ce constă poziția președintelui. Eu consider că în funcție de ministru, la general, la orice minister, dar în special ceea ce ține de armată, ar fi cazul să fie un profesionist. De aceea nu am nimic împotriva acestui tânăr, că nici nu-l cunosc, dacă sincer, cu toate că sunt suspiciuni în ceea ce ține de integritatea dânsului. De ce? Pentru că era consilier, funcționar public, primea salariu din străinătate, văzut, de la Soros. Am văzut pentru niște Și noi am întrebat, mi-a spus și premierul, domnul prim-ministru, verificați integritatea, pentru că aceasta este încălcarea legislației. Dar nu aceasta mă interesează. Cineva spune că e bun manager sau nu, e problema lor. Este vorba de Ministerul Apărării. Cu regret, Ministerul Apărării, parcursul ultimilor ani, nu a avut parte de un ministru profesionist, de rândurile sale. De aceea, această candidatură nu poate fi acceptată și nu va fi acceptată de către președintele Republicii Moldova. Nici din a doua încercare, așa cum a considerat Curtea Constituțională că sunteți obligați deja ca să o acceptați. Voi insista în continuare pe promovarea unui profesionist. Și cum, la modul practic, ce se va întâmpla? Pentru că decizia Curții Constituționale vă obligă să acceptați această candidatură din a doua propunere. Decizia Curții Constituționale, în opinia noastră, și astăzi am avut o ședință cu mai mulți juriști, inclusiv cu fostul președinte a Curții Constituționale, domnul Pulbere, care este membru al Consiliului Societății Civile de pe lângă președintele Republicii Moldova. Noi avem foarte mari suspiciuni referitor la decizia Curții Constituționale, care interpretează unele norme ale Constituției. Eu am jurat, atunci când am intrat în funcție de președinte, pe Constituția Republicii Moldova. În Constituția Republicii Moldova nu este indicat că președintele este obligat. Dacă cineva vrea o normă... că președintele numește ministrul la propunerea premierului. Da. Și refuză cu argumentele de rigoare. Nu am refuzat. Și noi, dacă asta e la infinit, adică Curtea cumva a dat o interpretare ca să nu se întâmple acest ping-pong la infinit și până la urmă să poată fi numit Lorina, ministru. Sunt două soluții în acest sens, dacă se vorbim de ministru părerii. Prima soluție, guvernul își revede poziția și propune un profesionist, ceea ce așteaptă și întregul minister al apărării, de care și-au bătut joc diferiți veterinari și așa mai departe. Trebuie să fie un profesionist. Și a doua soluție, ei vor încerca să-l numească fără decretul președintelui, pentru că președintele nu va semna decret. Atunci, legitimitatea acestui ministru va fi foarte redusă sau nu va exista. Pentru că se numește un ministru prin decizie Curții Constituționale, atunci când în Constituție este indicat expres că ministrul se numește prin decret, eu cred că va fi o încălcare. Și o legitimitate scăzută a acestei persoane, care și așa nu va fi primit de militari. Bine, dar ce se întâmplă? Cum se deblochează această situație? Eu am dat anumite detalii și parcursul ultimilor zile și aș vrea, profitând de această ocazie, la sigur că mai aveți întrebări de acest tip. Da. Ce se întâmplă în realitate? În realitate, Partidul Democrat, în special liderul acestui partid, Plahotniuc, care nu controlează președinția, dar controlează Parlamentul și majoritatea parlamentară și guvernul, dar nu controlează președinția, încearcă prin diferite... Nu controlează de iure sau de facto? Nici de iure, nici de facto. Pentru că sunt diferite opinii pe marginea acestui Dacă subiect. Ar fi controlat, ar fi fost altă situație și acum și mult mai înainte. Dar necontrolând instituția prezidențială, au început să-i taie din atribuții. Și acest lucru s-a început încă anul trecut. Vă aduceți aminte? Noi am discutat despre acest subiect. Au scos SIS-ul din subordine, au scos Serviciul Protecției Pază și Stat și merg mai departe cu atribuțiile. Atât timp cât era fostul președinte, nu-i deranja deloc.
deoarece orice indicație, instrucțiune, ea se îndeplinește. Acum vedem că este o lovitură asupra instituției prezidențiale, ceea ce e un lucru foarte important. Ne place sau nu, prim-ministru Filip sau speakerul Candu sau președintele Dodon, dar este vorba de instituții de stat. Și în Republica Moldova, însăși, sistemul se ține pe anumite instituții și anumite norme legale, da, constituționale. Și dacă vorbim și despre instituții... Dacă cuiva nu-i place o persoană să începe să demoleze instituția, pentru că acest lucru se încearcă acum, o să vedem până unde o să ajunge. Domnule președinte, până la urmă, totuși este foarte clar reglementat cine creează acest guvern, cine îl sprijină în Parlament. Evident. Premierul Filip v-a cerut să coborâți cu picioarele pe pământ, spunându-vă că nu faceți parte din această coaliție de guvernare ca să puteți interveni în actul guvernării și să numiți, să numiți miniștri. Așa cum pentru demiterea miniștrilor, la fel, este nevoie de propunerea prim-ministrului. Atunci, cum se întâmplă? Este vorba de ministrul apărării. Da. Președintele țării este și comandant suprem, da, al armatei. Dar are anumite atribuții. Și are anumite atribuții în ceea ce ține de domeniul apărării și securității. Conform Constituției, președintele Republicii Moldova este cel care este responsabil de apărarea și securitatea statului. Deci atunci când este vorba de un ministru al apărării pe acest domeniu, eu cred că președintele poate să insiste la poziția sa. Dacă guvernul are altă opinie, nu ar decât să meargă cu această opinie, dar fără să încalce Constituția. Încercarea de a utiliza Curtea Constituțională ca instrument de rezolvare, de soluționare a sarcinilor politice a Partidului Democrat, ceea ce se întâmplă în această etapă, eu cred că este o greșeală. Și ea nu este durabilă pe termen lung. Lucrurile se vor schimba. Nu trebuie să creăm precedente. Ați spus astăzi că, nemulțumit fiind de decizia Curții, că vă veți adresa Comisiei de la Veneția pentru a da o interpretare a ceea ce se întâmplă. Dintr-o dată, comisia aceasta a devenit importantă, pentru că această poziție a noastră a luat prin surprindere pe multă lume. Odată ce nu s-a ținut cont la Chișinău de opinia comisiei și recomandările ei în privința votului mixt, de ce v-ar interesa acum punctul de vedere al comisiei? Lorena, noi astăzi am avut o ședință, cum am menționat, cu mai mulți juriști și foști președinți ai Curții Constituționale. Am examinat un set întreg de acțiuni și contracțiuni care vor fi lansate de către președinte ca urmare a atacurilor din partea guvernului și majorității parlamentare. Noi suntem pregătiți pentru toate scenariile posibile, indiferent care sunt ele. Unul din elemente, cineva din juriști a spus, haideți să ne adresăm. Nu văd nicio problemă. Eu am avut o conlucrare foarte bună cu cei de la curte. Dar când a venit răspunsul pe marginea votului mix, de ce nu s-a ținut cont? S-a ținut cont în mare măsură de majoritatea, dar ia în cont nu președintele, Parlamentul. Parlamentul a votat. Bine, dar și dumneavoastră ați făcut președintele declarații. Președintele a promulgat. Dumneavoastră ați făcut declarații care au precizat foarte clar că nu contează răspunsul Comisiei Lorena, de la Veneția, votul trebuie Lorena, să fie în Parlament. Cel puțin din recomandări, cel puțin, dacă nu greșesc, pentru că au lucrat juriștii, au fost luate în calcul. Nu s-a luat în calcul în mare măsură doar ceea ce ține oportunitatea sau nu. Însă oportunitatea, astăzi discutam cu ministrul... Asta este foarte important. O secundă. Ca să nu intrăm în detalii Lorena, legat de asta. Astăzi am discutat cu ministrul de externe al Lituaniei, care este într-o vizită în Republica Moldova și el nu i-a recunoscut în discuțiile care le-am avut, că acesta este dreptul suveran al Republicii Moldova. Nimeni nu a interzis asta. Odată ce te adresezi comisiei, înseamnă că ții cont de răspunsul comisiei, sau nu? Atunci de ce ne mai adresăm? Comisia dă recomandări la ceea ce ține de cele mai bune practici. Așa exact. Sau nu? Exact. Asta mă interesează. Și comisia mai mult nimic. A considerat că nu este oportună această modificare și a explicat și de ce. Nu există consens, există situații delicate în această lege. Oportunitatea ține de dreptul suveran al statului. Da, asta înseamnă a interpreta deja recomandările. Nu noi suntem cu interpretările. Cei de la guvernare, să revenim din acum Parlament la, sunt cu interpretările. La ministru. PD-ul ar putea declanșa procedura de suspendare a dumneavoastră din funcție odată ce dumneavoastră nu vă veți supune deciziei curții, nu? Așa este. Dumneavoastră încălcați Constituția, așa spun autoritățile. Constituția nu. Așa spun autoritățile. Odată ce nu acceptați... O decizie a curții constituționale cu semne de întrebare. Pentru că, încă o dată, Constituția pe care am jurat atunci când am depus jurământul în calitate de președinte al Republicii Moldova, nu specifică că președintele este obligat a doua oară să aprobe aceeași candidatură. Decizia Curții Constituționale, dacă vreți să fie normă constituțională,
Mergeți, vă rog, cu inițiativă legislativă de modificare a Constituției, introduceți această normă în Constituție și atunci o să fie încălcare de Constituție. Domnule președinte. Aceasta este poziția noastră, aceasta este poziția echipei care am consultat. Vreau să vă amintesc că dumneavoastră ați câștigat cursa prezidențială în baza unei modificări, la fel, unei decizii a Curții Constituționale. Nu a fost o modificare a Constituției în Parlament pentru acest lucru. Asta înseamnă că dumneavoastră nici acea decizie nu o recunoașteți. Eu vorbesc de deciziile mele în calitate de președinte al Republicii Moldova. Înțeleg, dar este aceeași situație. Nu este aceeași situație. Pe cum nu? Curtea a luat decizia că ne întoarcem la alegerile prezidențiale pentru că... Lorina, eu în calitate de concurent electoral, la fel ca alți zeci de concurenți, am participat în cursă electorală pe care am învins-o. Dar am depus jurământul, am depus jurământul în calitate de președinte pe Constituție și eu respect Constituția și voi respecta și în continuare. De aceea să revenim la ceea ce spuneți dumneavoastră, că impeachment, suspendare și așa mai departe. Nu au decât. Ei nu vor merge la acest risc. De pentru ce? Că înțeleg foarte bine că nu au șanse. Suspendarea, de unde știți? Suspendarea presupune referendum în decurs de 30 de zile. Da. Referendum în 30 de zile, ei vor pierde acest referendum și înțeleg foarte bine pentru că sondajele, toate sondajele arată că susținerea președintelui este destul de mare și va fi și în continuare. De aceea, nu au decât. Dacă doresc să mergem la referendum, este posibil, eu sunt disponibil. Este posibil. Am să vă dau un citat dintr-un editorial Deutsche Welle pe care l-am citit. Scrie că această rivalitate comică, o numește, între Partidul Democrat și președintele Gorgodon, care scrie, comic. Între dumneavoastră și Plahotniuc, s-ar putea încheia cu devorarea dumneavoastră, pentru că așa este practica lui Plahotniuc să-și devoreze partenerii. Și uitați cazul Filat, Ghimpu, Chirtoacă și așa mai departe. Acum, rezultatele referendumului de demitere a șefului statului vor arăta așa cum va vrea Plahotniuc, scrie colegul de la Deutsche Welle. Credeți că nu? În primul rând, situație comică, ați spus-o, da? Da. Da, să știți că multă lume își pune întrebări vis-a-vis de acest conflict care... Adică vă ajutați pe votul mixt, lucruri foarte importante, și vă bateți pe candidatura unui ministru sau pe plecarea soldaților, militarilor... Votul mixt a fost o cedare din partea Partidului Democrat în urma propunerii președintelui și Partidului Socialiștilor. Ei vroiau să meargă cu unii nominală și nu ați știți acest lucru. Nu. Acum, să știți că eu nu știu. Pentru că așa a fost inițiativa și au votat în prima lectură. Au devenit promotorii votului mixt mai ceva decât erau promotorii votului nominal. Eu votat în prima lectură, aveau voturi pentru unii nominal. Noi planurile acestea le-am zădărnicit, dar am discutat la subiectul ăsta de sute de ori. Acum, în ce ține de ce scrie comicul respectiv? Nu știu dacă este comic. Da. Nu o să încerce nimeni să ne devoreze, că o să-i stea în gât, comparativ cu alții. Avantajul președintelui Dodon este că are în spate susținerea poporului, pe de o parte. Și pe de altă parte, este un partid pro-prezidențial care are susținerea în diferite sondaje. 40-50% din cetățenii Republicii. Dar de unde aveți aceste informații, că aveți această susținere? Vă bazați pe cifrele de la alegeri sau mai faceți și alte sondaje? Noi facem măsurări fiecare două săptămâni. Absolut. Și cum arată? Arată bine. Ce? Cifre? Păi sunt măsurări interne. Păi noi nu facem public. Păi... Este vorba de cel puțin jumate din populația Republicii Moldova care susține Partidul Socialiștilor și susține președintele Republicii Moldova la președinte, care este puțin mai sus. Așa, pe două... Apropo, 20... în premieră, în ultimii 8 ani, instituția prezidențială din Republica Moldova are o așa susținere din partea cetățenilor Republicii. Trebuie să vedem și noi aceste sondaje, că nu am văzut. Vor fi în timp apropiat mai multe publice. O să vedem și noi cum arată. Deocamdată vă credem pe cuvânt, odată ce nu le-am văzut. Pentru 24 septembrie ați anunțat o mare adunare națională. Care ar fi scopul ei? Nu. Pe data de 24 septembrie va pe avea... Pe Facebook am văzut asta, în limba rusă, ați făcut acest anunț, mai de mult. Vă interesează răspuns? Da, și... Pentru data de 24 septembrie, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova organizează proteste în regiuni, nu în Chișinău, în susținerea subiectelor care au fost incluse pentru referendumul consultativ care urma să aibă loc pe data de 24 septembrie. Zeci de mii de cetățenii Republicii Moldova vor ieși în stradă, sper, și vor veni cu un mesaj de susținere că ei sunt pentru acele patru subiecte care eu am intenționat să le consult cu cetățenii. Și vor aproba anumite, probabil,
rezoluție, ce fac mai departe. Aceasta se va întâmpla pe data de 24 septembrie. Nu este denumită Marea Adunare Națională. Marea Adunare Națională poate să aibă loc doar la Chișinău, nu poate fi în 6-7 regiuni. Și nici nu ați numit-o din start, pentru că eu asta am găsit. Nu, nu. Cred că ați confundat ceva. Marea Adunare Națională, îmi rezerv dreptul să convoc o astfel de adunare. Așa. În caz dacă majoritatea parlamentară, guvernul, Partidul Democrat, va merge în continuare cu agravarea situației în Republica Moldova și cel puțin în două situații, și le-am enumerat care, în cazul dacă va încerca să dezlănțe un conflict militar pe Nistru, război care noi nu avem nevoie dar de război. Dar nimeni deocamdată sau, nu a vorbit despre asta. Sau, dumneavoastră dacă, vorbiți mai des despre asta decât sau dacă vor, altcineva. Sau dacă vor încerca să demită președintele care a fost ales direct de popor, atunci noi rezervăm dreptul să convocăm Marea Adunare Națională, unde să cerem cetățenilor să ieșim la sfat ce facem mai departe. Da. Eu mai am încă un citat și să mă corectați dacă nu este dacă nu este corect. Lorena, ca să punem punct aici. Ce este important? Eu nu doresc destabilizarea situației în Republica Moldova. Pe mine mă provoacă foarte mulți acum. Și eu cred că și PD-ul mă provoacă. Iar vreau destabilizare. Pentru că astfel și-ar justifica lipsa de rezultate. Se închid școlile, vedeți, cu spitale, cu prețul, medicamente și așa mai departe. Lor le-ar trebui acum o destabilizare. Și ei mă provoacă. Dar noi o să acționăm foarte calm, așa cum am făcut tot timpul. Noi ne uităm strategic puțin mai departe. Au fost cazuri. Uitați activitatea mea din 2011 încoace, după ce am devenit lider al Partidului Socialiștilor. Au fost diferite situații. Când făceam un pas pe loc, trei înainte, și noi strategic obțineam victoria. Partidul Socialiștilor a obținut cel mai mare rezultat. Domnule după ce am învins la prezidențiale, vreau să spun ce va fi mai departe. Vreau să vă contrazic un pic. Totuși, dumneavoastră, care ar trebui să mediați conflictele care apar, acesta este rolul unui șef de stat, printre alte lucruri pe care le are de făcut. Dumneavoastră mereu faceți declarații care incită la ce doriți, la ce fel de ură doriți. De exemplu. De exemplu, vă referiți la unioniști și le spuneți lepădături și nu știu cum. Oameni care au tot dreptul ca să aibă opțiunile lor. În lege nu este nimic interzis, există chiar un partid care are în statut, înregistrat mergem la Ministerul Justiției. Element. Haideți să mai discutăm departe, la acest subiect. Vorbiți Lorena. Despre... Păi stați un pic când am terminat. Ați întrebat? Eu vreau repede ca să vă spun ce, vreți unde să apar aceste probleme. Sigur că da. Războiul din Transnistria. Cine a vorbit despre acest război? Nimeni niciodată. Când a fost vorba despre ridicarea problemei referitoare la armata 14, cea mai rămas acolo, trupele operative, care trebuie să plece acasă pentru că se află pe teritoriul unui stat străin, dumneavoastră ați vorbit despre conflict în Transnistria. Război. Lucru care nu este deloc adevărat. Dacă vreți să le luăm pe rând, puteți să le luăm pe rând. De ce trebuie să aduceți dezbinare în societate, calificând pe cei care vor unirea cu România, pe cei care vor sunt proruși, pe cei care sunt pro-europeni. Lorena. De ce trebuie să-i mulțumiți cumva? Eu consider că cei care vor lichidarea statului Republicii Moldova sunt cei care promovează deschis mesaje anticonstituționale. Și astfel este în toate țările. În toate țările este același lucru. Eu am spus foarte clar. Dar că o parte de cetățeni, o parte de cetățeni a Republicii Moldova care doresc unirea, ei nu sunt vinoveți. Ei au nimerit în această situație pentru că nu au încredere în ce se întâmplă în Moldova. Nu, domnule președinte, dar oamenii, sunt oameni care într-adevăr consideră Lorena, că se consideră români și consideră că această 7%. Bucată de pământ, păi nu contează. De ce trebuie să numiți lepădături sau nu știu de cum ce, acești oameni? De ce 7% de cetățeni care doresc se numesc români, nu respectă opinia la 70 ceva de moldoveni. De ce moldoveni. Nu respectă? Noi ne vrem țara ce? Noastră. I-ați văzut sărind cu furcile? Lorena, dumneavoastră noi provocați vrem această noi ură, ne vrem statul președinte. Nostru, Republica Moldova. Și voi fi întotdeauna împotriva celor care vor lichidarea țării. Și aici e punct. Domnule președinte, încă o dată vă spun. Aceste reacții ale dumneavoastră provoacă și incită la ură. Pe cei care se consideră moldoveni stataliști, îi provoacă să sară la ăștia la alții cu furcile. Sau invers. Cineva este pro-rus, cineva este pro-european, cineva este pro-român, cineva este... Poți să ai aceste opțiuni dacă trăiești într-o țară democrată. Lorena, sau... când este vorba de statalitate, aici nu poate fi niciun fel de compromis. În ceea ce ține de pro-europeni, pro-ruși, pro-români, eu nu am nicio problemă cu ei. Fiecare are mesajul său,
fiecare are valorile sale. Și apropo, eu am venit, dacă ați urmărit și văd că citiți și rețelele de socializare atent, le urmăriți. Eu am venit cu un mesaj foarte clar. Haideți să lăsăm în timp apropiat geopolitica și să ne axăm pe ceea ce ne unește. Pe toți împreună. Începeți cu dumneavoastră mesajul, nu, și cu toții. Eu am venit deja cu mesajul. Lorena, eu am venit cu mesajul. Și eu consider că aceasta este unica soluție pentru Republica Moldova. Dacă dați-mi voie să... Dumneavoastră v-ați declarat președintele tuturor. În acest stat trăiesc oameni de diferite orientări, de diferite orientări din toate punctele de vedere, și religioase, și de care doriți. Pe toți trebuie să-i considerați cetățenii acestui stat. Lorena, eu stimez pe toți cetățenii acestui stat, cetățenii noștri, fiecare are dreptul său. Însă eu sunt președintele majorității. Eu nu pot fi președintele la 100% și niciodată nu a fost nici într-o țară. Trebuie să reprezentați aceste interese ale tuturor. Nu, eu nu o să pot să reprezint minoritățile sexuale, pentru că noi suntem diferiți, Lorena. Pe cine să reprezint? Eu reprezint majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, care sunt creștini, care doresc totalitatea. Să le dăm în cap. Mai... Ce trebuie să facem? Dar nu vreau să le dăm în cap. Păi dumneavoastră noi incitați prin această Lorena, atitudine. Lorena, noi estimăm, ei sunt cetățenii noștri. Nu au decât au problemele lor. Foarte bine, nu are... Mai mult nimic. Dar ca să finalizez gândul. Eu consider că Republica Moldova, dacă vrea să facă un pas înainte, pentru că ultimii 25-26 de ani cea mai mare problemă a fost această divizare. Și eu am venit cu acest mesaj de Ziua Independenței. Noi trebuie să lăsăm disputele geopolitice într-o parte. Pentru că, uitați-vă, este o parte care este pentru Uniunea Euroasiatică. Eu cred că în Uniunea Euroasiatică Moldova ar avea mai multe avantaje. Eu așa cred. Este o parte care dorește Uniunea Europeană. Ei niciodată nu vor fi de acord unul cu alții. Dar haideți să vedem ce ne unește pe noi, pe toți. Începeți de la dumneavoastră. Păi eu am venit deja cu mesajul. Păi și eu sunt gata și să fac următorul... ați spus, sunt președintele, voi fi președintele tuturor. Lorena, eu am venit deja cu mesajul și eu sunt gata să fac pași concreți anume în această direcție. Continuăm. Aceasta este unica soluție. După pauză, publicitate. Discuția în timpul pauzei a continuat, dar propun... Românii, ungurii din România care vor unirea cu Ungaria... Uh-huh. Ce se întâmplă okay? cu ei? Cineva i-a... Nu, ei sunt interzis. A venit Iohannis și le-a spus, ei n-au loc în țară, trebuie lichidați, trebuie alungați, trebuie... Interzis prin lege promovarea astfel de mesaje. Domnul, în România. Nu știu ce legi citiți dumneavoastră. Eu am toată baza legislativă. Nu știu ce legi citiți dumneavoastră. Și ați mai spus asta de câteva ori, că e interzis să ai... Uniunea Moldovenilor. De la Iași. Eu nu am studiat acest subiect, dar vreau să vă spun că nu am văzut în legislație să se interzică o opțiune a cuiva. Se interzice Lorena, să în România, ieși în stradă și să dai în cap Lorena, altora, în România, impunând opțiunea Uniunea ta. Moldovenilor de la Iași, care pleda pentru Moldova Mare, a fost interzisă prin lege. Ce a făcut această uniune? Nimic, doar pleda unirea cu Moldova. Și cineva a... Păi a fost interzisă lichidat-o conform legii, da? Da. Și oamenii stau la pușcărie. Vă propun să mă documentez pe acest subiect și după aceea îl discutăm, pentru că de fiecare dată ajungem exact la acești exemple. Eu pot să vin exemple cu detalii dacă doriți. Și nu l-am găsit nicăieri. Este. Așa, foarte bine. În 2007. Dar știți ceva? Mi-ați mai promis ceva, apropo de promisiuni care nu s-au respectat. Dar o să ajungem la această promisiune. Acum nu vreau să sărim de la un subiect la altul. Ați venit în schimb cu propunerea ministrului, ca ministrul apărării să fie numit Victor Gaiciuc, care este tatăl finului dumneavoastră de cununie. Nu? Și? Nu. Discutăm despre gradul de rodenie? Nu. Dumneata, de exemplu, ești cu mătra mea. Eu nu v-am botezat niciun copil. Pe linia soțului. Nu că aș avea vreo problemă cu copiii dumneavoastră. Lorena, are oare aceasta vreo... Pe mine mă interesează, domnule Gaciuc, ca profesionist. Dumneavoastră mereu ați vorbit despre Candu, finul de cununie al lui Plahotniuc? Mereu? Colegilor, dragi colegi, care îl vedeți mai des pe domnul Dodon, domnule Dodon, pe mine m-ați întrebat, nu. Eu v-am spus că este finul de cununie. De câte ori ați spus asta în derâdere și de câte ori v-ați legat de acest lucru? Dintr-o dată, aceea era o problemă, asta nu mai este. Lorena, domnul Gaiciuc este un profesionist. Așa. Care a fost propus de militari. Pe domnul Gaiciuc... Eu am avut împreună cu militarii mai multe discuții în aceste zile. Dumnealui este președintele Uniunii Ofițerilor. Știu foarte bine. Dumnealui, o secundă. Dumnealui are cea mai bună experiență în acest domeniu. Mai demult decât dumneavoastră. Și după ce am înaintat această candidatură,
eu am văzut mesaje foarte bune și de pe dreapta și de pe stânga. Așa. Care, într-adevăr, consider că este un profesionist. În ceea ce ține de cu metri, nu cu metri și așa mai departe. Asta păi nu este o problemă. Păi eu nu văd aici o problemă în ceea ce ține de promovarea unui profesionist în funcție. Atunci nu vă legați nici de finul lui Plahotniuc. Eu m-am legat astăzi de finul lui Plahotniuc. Așa, nu astăzi, altă dată. Acum, uitați-vă ce declarație a făcut domnul Gaiciu, pe care eu îl cunosc, cred că de prin anii 90, dacă este să... S-a remarcat prin câteva declarații scandaloase în cadrul unei conferințe la Academia de Științe. A declarat că exemplul Donbasului este demn de toată admirația, vorbind despre faptul că rebelii din regiune au reușit să opună rezistență armatei ucrainene. Am vorbit astăzi cu domnul Gaiciuc. Da. Și dumneavoastră mi-a spus că cineva a scos din context o declarație a dânsului. El a spus acest lucru în contextul că o armată mică poate face față unei presiuni mai mari. De exemplu, și azi a dus exemplu și probabil astăzi seară trebuie să spun undeva că Ștefan cel Mare cu 10.000 de oșteni ținea piept la 100.000 de turci. Uh-huh. În contextul ăsta, exemplu mai adecvat. În contextul, Lorena, în contextul ăsta, dacă vreați să dezvoltați subiectul, invitați și el o să vă explice ce poziție are și cum. La fel, eu nu sunt avocatul cuiva, dar domnul Gaiciuc este un profesionist. Nici nu discut în acest moment acest lucru, pentru că eu nu mă pot pronunța. Nu despre asta era vorba. Dar v-am adus la cunoștință o declarație și nu este singura. Mai sunt câteva declarații. Eu nu am scos și celelalte lucruri. Invitați-l pe domnul Gaiciuc. Dumneavoastră l-ați propus. Deocamdată domnul Gaiciuc nu are o calitate ca să-l invit și să stăm de vorbă, să-l întreb de ce ați spus asta. Lorena, dar dacă propus, ne amintim și dumneavoastră ați făcut o declarație scandaloasă Lorena, vis-a-vis de propus, conflictul din Ucraina. Lorena, eu l-am propus pe domnul Gaiciuc pentru că este un profesionist. Așa. Și sunt ferm convins că el va face regulă în tot ceea ce ține de Armata Națională. Așa. Și Armata Națională așteaptă anume un astfel de profesionist. Despre ping-pongul cu soldații noștri care trebuiau să ducă la aplicații în Ucraina, vorbim după ce intrăm în direct cu domnul Vasile Botnaru, care așteaptă. Domnule Botnaru, bună seara! Seara! Să știți că vă auzim mai slăbuți. Da, acum mă auziți? Da, acum e mai bine. Bună seara, domn Botnaru! Bună seara! O să trec peste bancurile care se fac pe seama ceaiului, din păcate... Da, la noi e apă, domnul. Da, din păcate... E, cred că nu, gata, deja... Ați intrat în folclor cu chestiunea asta, eu sper că să depășim asta. Eu vreau să vă întreb scurt. Iată, dumneavoastră insistați pe unioniștii care pledează pentru lichidarea statalității, dar ce faceți cu Transnistria? Ăștia nu numai pledează, ăștia au subminat-o bine mersi, au creat armată, stat. Deci vă luați de o pradă ușoară, dar slabo cu Transnistria să îi declarați în afara legii. Domn Botnaru, eu consider că în afara legii trebuie să fie declarați orice mișcare care duce la lichidarea Republicii Moldova. Vor ei unirea cu România, sau vor unirea cu Ucraina, sau cu Rusia, sau cu altă țară. Astfel de mișcări și astfel de oameni, în opinia mea, încalcă Constituția. În ceea ce ține de cei din stânga Nistrului, ei sunt cetățenii ai Republicii Moldova. Și noi trebuie să facem tot posibilul să-i readucem și de facto, nu doar de iure. Pentru aceasta sunt nevoie discuții, pentru aceasta este nevoie de a avea cu ei posibilitatea elaborării unor scenarii de viitor, ceea ce fac acum. Nu este simplu. Acolo au crescut alte generații. Nu este deloc simplu. Dar eu cred că este posibil. Dar generațiile care au crescut în perioada independenței și consideră și sunt convinși că doar unirea este salvarea Republicii Moldova. Cu ce sunt mai răi ei decât generația asta care au crescut și crede că Transnistria e pământ rusesc și nu aparține Republicii Moldova? Ei sunt în condiții egale. Nu. Majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului, credeți-mă și cunosc acest lucru destul de bine, facem anumite măsurări și acolo. Totuși ar dori ca țara să fie reîntregită. Cei care doresc lichidarea Republicii Moldova, păi ei vor să dispară această țară. Eu nu am văzut din Transnistria în ultimul timp să spună că vor să lichideze Moldova. Pe ei încearcă să se poziționeze ca o țară a lor, politic. Dar la nivel jos, eu am discutat cu oamenii. Oamenii vor să unim țara înapoi. Deci ei sunt lucruri absolut diferite, domnul Botnaru. Și eu cred că dumneavoastră înțelegeți foarte bine acest lucru. Noi vorbim de cei care vor să lichideze statul și cei care nu au nimic pentru ca statul să funcționeze. Domnule Botnaru, o secundă, dar a fost un referendum în Găgăuzia, unde găgăuzii se pronunțau pentru afiliere la Rusia. Și ei ce trebuie să facă? Nu, n-a fost.
N-a fost referendum de afiliere la Rusia. În Găgăuzia a fost un referendum câțiva ani în urmă, referitor la integrarea economică în UE sau Evrazăs. Așa și? Păi asta-i. Uh-huh. Nu-i vorba de afiliere la Rusia. Ia să facem acum un referendum și vă spun că în Transnistria aceasta va fi opțiunea populației și ce trebuie să facem? Păi ați sărit de la un subiect. De exemplu? În Găgăuzia nu a fost referendum de unire cu Rusia. Uh-huh. Și nu trebuie să induceți lumea în eroare. Uh-huh. În Transnistria, eu sunt ferm convins, mai ales în contextul actual, majoritatea cetățenilor și-ar dori ca țara să fie reunificată. Dar pentru aceasta este necesar ca la Chișinău să fie oameni stataliști, nu cei care vor în unirea cu România și în NATO. Uh-huh. Domn Botnar. Domnule Dodon, eu am să vă trădez un mare secret. Unioniștii nu vor să lichideze Republica Moldova. Asta dumneavoastră așa îi porecliți. Ei vor o viață mai bună pentru părinții noștri, pentru copiii lor. Deci unii o iau cu valiza și pleacă în Germania și cer azil politic. Dar unioniștii sunt convinși că asta e soluția pentru imposibilitatea de a crea o stare normală pentru populație, inclusiv pentru copiii dumneavoastră. Dar dumneavoastră tălmăciți asta ca lichidarea statului și spuneți stoi cât o ideat. Discutați cu dânșii de pe poziția asta. Domnul Botnaru, unirea cu România nu înseamnă lichidarea statului? Nu, înseamnă pensii pentru bunicile noastre decente și nu 200 de lei. Adică unirea cu România nu înseamnă lichidarea Republicii Moldova? Nu, înseamnă viziunea unor oameni că asta păi este soluția. Se lichidează soluție. Republica Moldova sau nu? Domnule Dodon, asta este interpretarea dumneavoastră, păi, repet. Păi asta înseamnă lichidarea statului, domnul Botnaru. Asta înseamnă... Avem mii de popoare la nivel global și doar câteva sute de țări. Noi avem țara noastră, Republica Moldova. Pentru ce noi acum să pledăm pentru lichidarea acestei țări cu șosnim exact cu alții? Exact așa un transnistrian spune. Зачем мне ваша Молдова, у меня дешевый газ? Потому что у них их никто не признал и не признает, domnul Botnar. Am înțeles, ok. Și noi să știți chestia asta. La dânșii au două soluții pe viitor. Sau vor fi partea Ucrainei, sau vor fi partea Moldovei. Alte variante nu au. Domnul și independență Dodon, nu vor avea. Eu, asta este diferența. Eu v-aș da dreptate dacă dumneavoastră ați fi în Spania. Și dacă guvernul central ar putea, într-adevăr, să spună, băi, fraților, noi vă dăm pensii decente, salarii decente, nu vă dăm voie să faceți mișcări separatiste. Dacă noi așa îmi luăm cu fi, pantalonii cârpiți și le spunem, nimeni ne lzea, stoi cât o idiot, asta seamănă tare a Sovietski Săius. Domn Botnaru, eu vreau, nu știu, să vă bucur sau nu, dar în Republica Moldova va fi totul bine. Vor fi și salarii, va fi totul bine, o să vedeți. Vă place sau nu? Când eu cred că cei care au guvernat ultimii ani au făcut tot posibilul ca lumea să nu aibă încredere în statul acesta. Au făcut în Chișinău dezastru care l-au făcut, ca lumea să intre în Chișinău și să se sperie. De ce? Că se crede, dar pentru cine trebuie? Hai să ne unim cu cineva. Okay, nu, noi ne oprim o să stăpăm aici. Toate aceste procese și o să facem regulă. Domnul Dodon, ne oprim aici. Pentru cine faceți loc la primărie? Pentru oamenii democraților sau pentru dumneavoastră? Noi nu facem loc pentru nimeni, domnul Botnar. Eu cred că sarcina... Așa, pur și simplu, vă porniți? Domnul Botnar, eu cred că sarcina numărul 1 și cea mai importantă sarcină este totuși să stopăm dezastrul din Chișinău. Pentru că suspendarea din funcție domnului Chirtoacă, primarul general, prin aceste decizii, nu a rezolvat problema. El mâine se împacă Plahătniuc înapoi cu Ghimpuș și Chirtoacă revine în funcția de primar și continuă dezastru. Acest referendum are scopul să stopeze dezastrul din Chișinău. Și nu asta, este... Asta și nu este, și nu este o secundă, s-a încheiat. Cine concret? Și domnul Botnaru. Domnule nu Botnaru. Este în interesul stângei sau dreptii. Este în interesul chișinăuienilor. Să mai cheltuim niște bani? Vedeți un om concret? De la socialiști, la democrați, un independent, un extraterestru, poate să schimbi situația? Domn Botnaru. Lorena încearcă și reușește că nu trebuie să fiu de partea cuiva, trebuie să fiu un președinte al tuturor. De aceea nu o să vin cu nume. O să câștige cei care și va învinge acel care va avea susținerea chișinăuienilor. Eu cred că în primăvară noi vom avea campanie electorală, alegeri anticipate în Chișinău. Și lucrul ăsta este bine. Da. Altă întrebare. Prietenia destul de strânsă cu Coreea din Nord. Asta înseamnă da, cumva că afectează neutralitatea Republicii Moldova? Domnul Pentru Botnar, că Coreea din Nord are deja o reputație proastă în lume cu rachetele astea și cu bombele astea. Și dumneavoastră trimiteți încolo prieteni socialiștii arătând că prietenia rușilor cu Coreea
presupune că și dumneavoastră să vă împrieteniți. Domnul Botnar, dumneavoastră ați confundat ceva. Eu nu sunt membru a Partidului Socialiștilor. Și apropo, comparativ cu cei de la Partidul Democrat, în ultimele 7-8 luni după ce sunt în funcție, nu am făcut nicio conferință de presă în incinta Partidului Socialiștilor. Bine, ca să cunoașteți. Partidul Socialiștilor și relațiile bilaterale care le au, o să invitați pe doamna Greceană, eu o să vină și o să vă explice. În ceea ce ține de poziția mea referitor la Coreea de Nord, este decizia și sancțiunile aprobate recent de către Consiliul de Securitate a Organizației Națiunilor Unite, care noi le susținem, pentru că nu se permite destabilizarea și jocurile care, cu regret, se fac în acea regiune. Aceasta este poziția mea oficială. Mai am o întrebare. Atunci când a fost... Poate veniți în studio. Ce stați? În... A fost incidentul cu Rogozin și ați ridicat temperatura acestui incident dumneavoastră foarte mult și ați promis că veți restabili situația lui Rogozin. A fost o declarație deșartă până la urmă. Nu restabili. La fel cum Rogozin a promis să sancționeze pe toți acei care pe lanț i-a oprit avionul și s-a dezumflat, a trecut mai mult de o lună. În primul rând, domn Botnaru, haideți să ne clarificăm lucrurile și aici. Eu condamn orice declarație anti-cetățeanul Republicii Moldova. Le place cuiva, nu le place, dar noi suntem moldoveni, suntem cetățeni Republicii Moldova și trebuie să ne stimeze pe noi. Inclusiv Rogozin. Toți. Inclusiv Rogozin. Că e vorba de Rogozin, că e vorba cineva din Occident sau din România sau de la... De unde n-ar fi? Trebuie să stimeze cetățenii Republicii Moldova. Punct. În ceea ce ține de incidentul cu Rogozin, să iai o astfel de decizie împotriva persoanei care este copreședinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale, este o greșeală. Pentru că avem parteneriat, avem relații economice strânse cu Federația Rusă. Cum ați reparat-o? Avem relații strânse cu Federația Rusă. Am înțeles. V-ați angajat să reparați. Cum ați reparat? Noi nu ne-am angajat că să reparăm. Eu am spus că noi vom face tot posibilul să ne clarificăm în această situație. Și a stat la bază. Am convocat Consiliul Suprem de Securitate, unde acest subiect era în ordine de zi. Pentru așa ceva. Și ați văzut și acest subiect. Acolo erau vreo 7 subiecte și unele mult mai importante ca acesta. Ați văzut că Guvernul și Parlamentul au boicotat ședința Consiliului Suprem de Securitate. Și vom vedea mai departe, vom obține informații. Domnul Dodon, ca un șahist, n-ați putut prevedea la fel ca acum cu Ministrul Apărării. Evident sunteți un șahist excelent domnul și mergeți Botnar. Intenționat la agravare știind că, de fapt, lucrurile o să ajung în punctul ăsta. De ce faceți asta? Domnul Botnaru, jucăm șah bine și credeți că toți pașii care îi facem îi calculăm foarte bine. Și în Tsung-Tsuang noi nu o să ne mirim. Iar ca Partidul Democrat, cu toate acțiunile acestea, ei singuri se văr în colț. Ok. Ultima întrebare pentru președintele Federației de Șah. Nimeni până acum din guvernări n-a avut o strategie pe termen lung de soluționare a problemei agriculturii moldovenești. În 10 ani, cred că se vorbea în urmă, despre surplusul de brațe de muncă la țară. Și nimeni nu a propus ce facem cu aceste brațe de muncă. Dumneavoastră insistați în continuare pentru deschiderea pieței rusești, ca să ducă încolo să exporte miere, să redevină Moldova un fel de anexă agrară a Federației Ruse, dar vinificatorii cărora le s-au interzis să ducă acolo au arătat că nici nu mai vor acolo. Înainte îi primeau cu temir ce vin turnat în poloboace de Dumnezeu știe ce calitate. Acum nu-i mai obligat să întoarcă acolo. Le place exportul ăsta în Occident. Domnule Botnar, dumneavoastră, stați să vă pun întrebarea până la urmă. Iată, după ce rezolvați situația asta temporară cu mierele, cu exporturile, aveți o soluție pe termen lung ce facem cu brațele de muncă din agricultură? În primul rând, eu vreau ca să cunoașteți. Nu ați fost de mult la țară. Brațe de muncă multe în agricultură deja nu sunt. Oamenii nu sunt. Din păcate, asta e realitatea. Și vreau să vă spun că eu știu fermierii care au sute de hectare de livadă, de exemplu, la nordul țării, care vin și iau din Călăraș câte 50-60 de oameni la lucru pe săptămână asta. La nord. Așa că forța de muncă, cu regret, eu vă spun că aceasta... Da, grație politicienilor, oamenii n-au mai rămas în țară. Aceasta este o problemă majoră. Adevărat. Și va fi cea mai mare problemă a Republicii Moldova în timpul apropiat. Vor veni investitori, dar nu vor fi brațe de muncă. În ceea ce ține de dependență de o piață sau alta, noi trebuie să mergem pe toate piețele. Dar, și credeți-mă, eu discut cu vinificatorii, mă uit în cameră pentru că acolo este
sau la dumneavoastră. Cum doriți. Eu vorbesc cu vinificatorii. În acest an s-a majorat exportul de vin în Federația Rusă de 1,8 ori, dacă nu greșesc, aproape de 2 ori. Toți vinificatorii recunosc că au nevoie de piața rusă. Pentru că în volumul care poate procura și consuma piața rusă, deja, Occidentul nu deja, va procura. Deja România a luat locul Rusiei în Lorena, exporturile de vin ale Republicii Moldova. Oficial, Lorena, date de la statistică. Dacă doriți să ascultați, Domnule Dudon, haideți să spunem să o spun așa cum este. Pentru că în România noi exportăm, uitați-vă ce categorii de produse. M-a întrebat de vin. Vă spun încă o dată de vin. Anul acesta s-a majorat exportul de vinuri în Federația Rusă de 1,8 ori. Merele de 2 ori și ceva. Și? Noi exportăm 140.000 de tone de mere în Federația Rusă. Dar în Europa exportăm 1.000 de tone de mere. Domnule Dodon, de ce privește de ce vinurile, deja s-a anunțat. Aceasta este informație oficială. Lorena, să răspund lui domn Botnar și primul mergem pe întrebările dumneavoastră. Da, mai avem numai două minute până la publicitate. Vă rog frumos, domnule Botnar, mai repejor. Soluția pentru agricultură. În primul rând, noi nu putem să ne bazăm, dacă vorbim de o economie durabilă, de creștere, de sustenabilă pe mai mult timp, nu putem să ne bazăm doar pe agricultură. Agricultura este un sector foarte important. Trebuie să facem tot posibilul să exportăm nu materie primă, cum ar fi grâu, vin în vrag și așa mai departe, dar produs finit cu valoare adăugată suplimentară. Pe toate piețele. Este o astfel de abordare. Eu trebuie știu că agenții economice... Președinte, tocmai le faceți un mare de serviciu agricultorilor care îi spuneți așa. De hai să trimitem orice în Rusia, eu dar să nu facem orice efortul să calibrăm mielile pentru Europa. Eu asta să știți că trebuie să luăm publicitate. Ok, și eu vă zic la revedere. Mulțumim foarte mult, domnule Botnaru. Ne vedem joia viitoare. O precizare, domnule președinte. Pe Facebook îmi scrie un om care știe despre ce este vorba în cazul organizației despre care ați vorbit, Uniunea Moldovenilor din Iași. Această organizație a fost interzisă după ce promotorii ei au fost decorați de către președintele Voronin. Ține minte toată lumea ce război era între Republica Moldova și România în perioada în care Voronin se afla la guvernare, o perioadă destul de lungă. Este vorba despre Marian Ruso, unul dintre ei, care a candidat 2 ani mai târziu la primăria Iași și a luat 0,3%. Și a fost interzisă de ce? Nimeni nu a fost arestat. De ce a fost interzisă? Cum spuneți? Eu o să vă dau date. De ce a fost interzisă? Pentru că acești promotori ai acestei organizații au fost decorați de președintele Voronin în perioada în care relațiile dintre cele două state erau... Aha. Înseamnă că dacă... Da, pentru că ei... Stați o secundă. Dacă unioniștii de la Chișinău, domnule, sunt decorați de Parlamentul României... Stați o secundă. Informații. Lorena. Așa, înseamnă că departe, dacă Băsescu decorează pe un nimeni nu a arestat un nimeni, la Chișinău, așa cum ați lăsat Lorena, să se înțeleagă. Despre asta este vorba. Eu am vorbit o secundă. Așa, mai departe. Înseamnă că dacă... Nu. Păi e important. Al doilea, Lorena, are un portal la Vaslui. Lorena, v-ați prins. Sunt, domnule Dodon, sunt Lorena, oameni a fost lichidată... care trăiesc bine mersi în România, nimeni nu le-a făcut Lorena nimic, au rămas cu opțiunile eu lor. Eu am vrut să vă dau numele, dar a fost... V-am spus eu numele celor doi. A fost interzisă. De ce? Pentru că Voronin a sunt această organizație. Înseamnă că toate organizațiile unioniste de la Chișinău, care sunt susținute oficial și deschis de policieni de Republica Moldova, trebuie să fie interzise. Merge pe aceeași logică. Nu este deloc de aceeași logică. Pe aceeași publicitate logică și ne întoarcem. Publicitate. Continuăm discuția, că mai avem puțin timp și multe întrebări. Și am convenit la început. Întrebări, răspuns scurt, clar, cuprinzător. Mai departe. Lorena, au trecut 9 așa luni cum de când oportun sunteți în funcție. Am uitat câte vizite ați făcut la Moscova, niciuna în Ucraina sau în România. De ce? Dar am mers și la Bruxelles, și în Ungaria, și în alte țări la europene. La vecini, mă refer. La vecini se pregătesc, eu am spus, noi suntem disponibili pentru a merge la vecini. Au început anumite discuții în acest sens. Dacă va fi posibilitate, ne vom vedea în timp apropiat. Dar care e problema? Nu vreți să mergeți sau ei nu lansează invitații? Eu nu vreau să spun că nu vrem sau vrem. De obicei se merge în vizite atunci când sunt anumite subiecte care se abordează la nivel de președință. Noi am lansat unele mesaje în ceea ce țin de colegii din România. La mai multe subiecte. Vor fi pregătiți să le discutăm? Vom discuta. Noi nu avem absolut nicio problemă. Ce fel de mesaje? Sunt diferite subiecte care... Bine, a fost transmisie pe poștă încolo, nu pot să le deschid subiectele. Atunci când le vom discuta cu conducerea din România, dar veți cunoaște. Ați discutat măcar telefonic cu Poroșenko, cu Iohannis? Oficial nu. Oficial nu. Dar nu este asta o problemă? Dar în ce constă problema? Păi problema este că cei de aproape, vecinii, n-am reușit ca să dăm mâna cu ei, dar am ajuns la Moscova de câte ori?
și la Bruxelles? De câte ori la Moscova și de câte ori la Bruxelles, domnule Dodon? Vizite la Moscova? Că am și uitat numărul Lorena, la Moscova. Dacă încercați să o faceți pe procurorul, nu este cazul. Nu încerc, pur și simplu, nici la, nu. La Moscova au fost două vizite, una oficială și una de lucru. Restul am fost la diferite evenimente, inclusiv de 9 mai. Da. Domnule Dodon, eu am întrebat de câte ori ați fost la Moscova, că ați fost oficial, neoficial sau cum, dar ați fost de multe ori la Moscova, niciodată în Ucraina și niciodată în România. Poate am fost și în Ucraina și în România neoficial. De unde știți? Păi vă întreb, ați discutat cu omologii dumneavoastră în vizite de lucru, Lorena, oficiali? M-ați întrebat, oficial au fost? Oficial nu au fost. Asta nu înseamnă că nu au fost neoficiale. Au fost vizite neoficiale în Ucraina și de lucru. Eu vă informez doar despre oficiale. Despre neoficiale bine, nu sunt obligat. Haideți că noi acum ne învârtim în jurul cozii și nu are niciun sens. De ce Constantin Grigoriță, colegul nostru, nu este admis la conferințele de presă ale domniei voastre, atâta timp cât ne place să vorbim despre accesul la informație? Așa ar trebui să fie. Ce s-a întâmplat? Credeți-mă că nu președintele țării formează lista celor care vin la conferința de presă. Eu tot timpul am fost deschis, dar și dumneavoastră cunoașteți. Atunci când mă sunați, eu tot timpul discut și orice jurnalist din Republica Moldova, apropo, unii aveau dubii după ce voi veni în funcție, voi fi la fel de deschis sau nu. Am rămas în continuare la fel de deschis, răspund la toate mesajele. Foarte bine. În ceea ce ține de această persoană, trebuie să întrebați serviciul pază și domnule președinte, presă. Dar dumneavoastră ar trebui să fiți preocupat de asta, pentru că acest subiect a devenit deja foarte cunoscut, se vorbește despre el în presă și neadmiterea unui ziarist, unui fotoreporter la conferința dumneavoastră de presă, după ce a îndrăznit să vă adreseze o întrebare mai puțin, cum să vă spun, nu am nicio problemă cu orice întrebare și nu ați atunci... știți acest lucru. Încă o dată vă spun, este serviciul de securitate care se ocupă și care probabil are unele întrebări față de unele personaje. Păi dar n-ați întrebat, n-ați văzut în presă, n-ați încercat să vedeți ce este, domnule, cu acest om care nu este admis. Deja toată lumea scrie despre asta. Care toată lumea? Ziarul de gardă. A, deci ați văzut pe site-ul ProTV. Păi, înseamnă că trebuia să spuneți... fi luat telefonul și să întrebați? Toată lumea. O să-l întrebați pe ofițerul de presă. Eu vreau ca dumneavoastră să-l întrebați, pentru că dumneavoastră acum dați un semnal foarte prost, iertați-mă. Păi acela că se poate ca cineva să nu fie admis, să nu pună întrebări și asta nu este în regulă. Lorena, niciodată nimeni din care au fost la conferințele de presă a președintelui nu au fost limitați în ceea ce țin de întrebări. Păi de asta întrebați unii nu sunt oricare. Admiși ca să nu mai pună întrebări. Întrebați oricare. Domnule, nu a fost președinte, absolut nicio problemă. Să deci teorii au fost jurnaliștii dumneavoastră tot timpul am de la ProTV. Nu vorbesc despre ProTV, este coleg, este un ziarist și are o problemă. Probabil este a depășit interzis limitele și a încercat să facă unele acțiuni provocatoare care din domeniul, din punct de vedere al serviciilor de pază, nu sunt admisibile. Și gata. Restul vin toți. Toți stau normal, pun întrebări și mai departe. Sau știți ceva? Eu o să întreb detalii. Vă rog, noi așteptăm un răspuns oficial la această problemă și faceți un demers este oficial una și extrem o să de serioasă. Și o să nu, consider că deja demersul a fost făcut și eu știu că dumneavoastră, dacă promiteți, veți face asta și ne veți spune de ce și ce se întâmplă. Pentru că acest precedent este unul deosebit de periculos. La următoare emisiune vă spun. Poate până atunci se rezolvă și colegul nostru va fi admis pentru că nu este ok. Vreau să vă întreb despre cazul Brăguță. La fel nu reușim să vorbim mult, dar este un caz care a bulversat opinia publică. Un om a fost ucis aflându-se în custodia statului, acolo unde ar trebui să se afle în siguranță. Chiar ieri acest subiect a fost abordat la conferința de presă. Apropo, cineva care tot critică foarte des președintele a avut posibilitate, a adresat această întrebare și a primit răspunsul. Așa, foarte bine. Am dat indicație consilierilor mei și secretarului Consiliului Suprem de Securitate și consilierilor pe misiuni speciale să se documenteze și la începutul săptămânii viitoare să vină cu un raport detaliat pe numele meu totuși ce s-a întâmplat acolo. Și după caz, dacă va fi necesar, vom aborda acest subiect și la Consiliul Suprem de Securitate, pentru că este o problemă. Este atunci o problemă foarte serioasă. Evident, atunci când omul, cum spuneți, este în, este extrem de serioasă în, această în custodie statului și se întâmplă astfel de cazuri, trebuie să ne clarificăm. Păi, dumneavoastră, când ați aflat despre asta? Și din presă, ca și păi, majoritatea cetățenilor. Înseamnă că nu este în regulă? Ceva nu funcționează? Raportul, un astfel de caz trebuie să fiți informat? Raportul va fi săptămâna viitoare. Da. M-aș fi așteptat chiar să fie ședința Consiliului Suprem pe acest subiect. Păi ei nu vin, ați văzut că nu vin. Păi nu vin, dar oricum dumneavoastră deci, acest subiect raportul va fi săptămâna viitoare
După care decidem îl includem sau nu pe ordinea de zi a Consiliului de Supraveghere și Securitate pentru a fi dispus. Așa. Și noi așteptăm cu mare interes care este rezultatul acestei anchete declanșate inclusiv de către procuratură, pentru că așa ceva este strigător la cer. Atâta timp cât oamenii care sunt responsabili de asta, funcționarii, nu vor fi pedepsiți, noi vom continua să avem astfel de cazuri. Și da, a murit un om, iar mâine poate fi oricine dintre noi în această situație. Este grav. Este extrem de grav. Și de ce ne ocupăm de acest caz? Ne-ați promis, v-ați așteptat la această întrebare, pentru că tangențial am vorbit despre ea la începutul emisiunii. Ne-ați promis într-o emisiune că ne veți prezenta acel aviz al dumneavoastră către președintele de atunci Voronin, în care sugerați că nu este ok să fie privatizat hotelul Codru. Dacă ne amintim, el a fost cumpărat printr-o firmă lui controlată de către Vlad Plahotniuc cu 50 de milioane de lei. Noi am ridicat, iar Curtea de Conturi a stabilit atunci că statului s-a dus un prejudiciu de 160 de milioane de lei. Ulterior a stabilit Curtea. Eu și atunci, încă când nu eram în funcție, am solicitat oficial această informație de la guvern. Am primit răspuns că guvernul nu poate să prezinte astfel de informații pentru că este secretizată și a trecut un anumit termen. Venind în funcție, evident, pentru mine lucrul ăsta este principal. Da, și noi am ridicat toată corespondența ce este în președinție. Ea se păstrează doar pe câțiva ani. Este vorba de o scrisoare care e 9 ani urmă sau 10, în 2007 sau 2008. Și acum specialiștii noștri ridică arhiva cu toată corespondența pentru anii, perioada respectivă, pentru a găsi această scrisoare. Și eu o voi face public, cum am promis. Adică ea nu este încă. Pentru mine este principal lucrul ăsta. Poate mai principal decât pentru dumneavoastră. Nu. Să știți că noi o așteptăm. Pentru mine mai principal. Ok. Tot am pomenit despre Plahotniuc. Voiam să vă întreb dacă după aceste neînțelegeri, cum să le numim, după aceste ping-ponguri la care asistăm noi, ați încercat să discutați cu el? V-a sunat? L-ați sunat? Plahotniuc nu. Eu nu am discuții și întrevederi cu domnul Plahotniuc. Este liderul partidului de guvernământ, practic? Eu cu lideri de partid, practic, nu am discuții. Nu, cu doamna Greceană, încă nu mai văd. Recunosc. Dar cu alți lideri de partid nu am avut întrevederi și nici n-ați discutat deloc de când sunteți în funcție cu Vlad Plahotniuc? Nu am discutat cu liderul Partidului Democrat de când sunt în funcție. Am discutat și discut cu domnul Candu și cu domnul Filip. Bine, sunt o mulțime de subiecte. Promulgarea, nepromulgarea legilor, mulțime de chestiuni curente care trebuie să fie discutate și evident că se ia telefonul, se discută la subiectele curente în ceea ce ține de administrarea. Bine, dar veștile în țară le aduce Vlad Plahotniuc, dacă ați observat. Domnia sa face briefing-uri. E adevărat că ziariștii nu pot să adreseze întrebări. Visăm la ziua aceea în care se va întâmpla deci și asta. Deci noi suntem mai transparenți. Dar dumneavoastră aveți mai multă experiență, probabil, și vă simțiți ca peștere în apă la interviuri. Lorena, de asta vă întrebam. La ce subiect? Uite, bine că mi-ați adresat această întrebare. Eu chiar intenționez, în calitate de șef al statului, în timp apropiat să vin cu o inițiativă să avem o discuție, o întrevedere cu liderii de partid. Toți, parlamentari, extraparlamentari, partide importante, pentru că ceea ce se întâmplă în Republica Moldova nu este bine. Această ură, această luptă, aceste discuții nu sunt spre binele Republicii Moldova. Eu am avut o discuție chiar săptămâna trecută cu domnul Druță, l-am felicitat, i-am dat un sunet, l-am felicitat cu ziua din naștere și domnul Druță mi-a spus un lucru foarte, foarte înțelept. A spus, domnul președinte, domnul Dodon, suntem o țară atât de mică, chiar nu putem noi să încercăm să găsim un numitor comun ca să ieșim din situația aceasta. De aceea eu am menționat astăzi și pe parcursul emisiunii și am venit cu acest mesaj și anterior. Noi trebuie să vedem ce ne unește pe noi care avem viziuni diferite. Domnule președinte, dar pe noi ne unește pe toți dorința ca Republica Moldova să fie mai bine. Dumneavoastră, cu acest mesaj eu vin și voi veni. Exemplu de conciliere și veți vedea că lucrurile se vor schimba. Eu voi veni. Că am scos chiar un citat, cum vă numește presa, cel care stârnește mereu valuri și valuri și valuri, dar nu mă mai întorc acolo pentru că mai am subiecte importante, miliardul furat. Ați promis în campanie electorală că veți vedea cine a furat și banii vor fi restituiți. Au trecut 9 luni. Ați obținut ceva? Am promovat legea pentru proiectul pentru a anula legea miliardului. Am înțeles, da. Dați-mi voi să răspund la întrebare, Lorena.
dacă vă interesează răspunsul. Păi, da. Am venit cu inițiativa să anulăm această lege, care nu a susținut o majoritate parlamentară. Asta noi știm. Am încercat să facem referendumul, majoritatea parlamentară a blocat. Asta am convocat Consiliul Suprem de Securitate, așa. Am abordat acest subiect, am văzut unde sunt sursele pentru întoarcerea miliardului, am declarat că undeva în jurul la 3,5-4 miliarde de lei vor fi restituite de vânzare activilor în interiorul țării, este vorba de terenuri, pachete de acțiuni, imobile și așa mai departe. Uh-huh. Asta e în jurul de 4 miliarde de lei. În jurul de 7-8 miliarde de lei sunt sau au fost transferate în afara țării. Pe aceste dosare, guvernul și cei responsabili din instituțiile guvernamentale urmau să inițieze procedura de urmărire aceștor bani. Mm. Noi primim în fiecare lună raport de la toate instituțiile cum merg lucrurile. Așa. La următoarea ședință, din nou, acest subiect va fi abordat. Ce acum lucrurile cum merg? La un moment dat spuneați că așteptați niște răspunsuri vis-a-vis de oficialii implicați, cine nu mi-a fost implicat și în ce mod. Asta era mai de mult. Ați primit acele răspunsuri? Noi am primit toată informația, fiecare persoană cu funcții de răspundere la fiecare etape, care a fost implicarea sa. Eu am făcut public aceste lucruri. Așa. Pe tot lanțul, absolut. Începând de la cei din Ministerul de Finanțe, uh-huh. cei din guvern care erau reprezentanții statului, Drăguțan și Banca Națională care se uitau în altă parte când s-au întâmplat toate aceste uh-huh. lucruri, tot acest lanț este. Și toate dosarele sunt transmise la procuratură. Dar cei care au obținut credite neperformante, ați obținut această informație? De la ce bănci? De la aceste trei bănci? De la cele trei bănci. Această informație încă nu a fost prezentată, Banca Națională urmează să o prezinte, pentru că este o perioadă foarte mare de timp. Dar credeți că vă vor prezenta dacă o veți cere? Păi trebuie să o prezinte la Consiliul Suprem de Securitate. Cum să nu o prezinte? Și veți cere la următoarea ședință eu să vedeți cerut, cine eu am cerut, a obținut aceste credite? Eu am cerut toată informația în acest subiect. Așa, încă vreau să vă mai întreb că a apărut în presă, au apărut informații controversate. Banca Națională până la urmă a acționat în judecată sau nu cele patru companii controlate de Shore pentru a obține până la urmă cele 12 miliarde de lei care au ajuns la aceste companii? Din câte cunosc eu și informațiile care au fost prezentate și Consiliul Suprem de Securitate, pe toate cazurile interne, haideți să spunem așa, sunt urmărirea activilor în interiorul țării și sunt în afara țării. Interiorul țării, pe toate cazurile, sunt câteva filiere, cazul Shore, cazul Filat și așa mai departe, pe toate cazurile sunt intentate dosare. Aceasta este urmări... o acțiune penală despre care vorbim, nu, dar sunt acum? Informațiile care dețin eu sunt intentate pe toate cazurile. În ceea ce ține de extern, nu erau intentate aceste dosare și aici era cea mai mare problemă, pentru că în noiembrie expiră termenul de prescripție. Ce? Întreb. Noi am indicat prin decizia Consiliului Suprem de Securitate ca Energim imediat să găsească posibilitatea și să se urmărească și pe extern. Și s-a întâmplat asta? Acum, la începutul septembrie, trebuie să obținem informații. La situația din august nu era urmărire pe extern. Asta da. Păi despre acest termen care expira... vorbim în acest moment. Păi, dar dumneavoastră, ca președinte, nu vă informează nimeni pe dumneavoastră? Lunar, fiecare instituție ne informează pe sarcinile care au fost puse de Consiliul Suprem de Securitate. Păi, acel termen deja a expirat. Care? Păi, despre care vorbim noi. Nu, în noiembrie expiră. Termenul expiră în noiembrie. Așa, 3 ani. Bine, dacă spuneți că termenul expiră în noiembrie, mă uitam că termenul expira în câteva zile și Newsmaker a făcut o știre. Nu, eu vorbesc de... Banca Națională a dat alt comunicat. De urmărirea pe extern. Termenul expiră. Eu vorbeam în luna despre noiembrie. A acționa în judecată cele patru companii care de unde urmau să fie recuperați 12 miliarde de lei. Este vorba de patru companii? Sunt bani pe extern primiși, o parte pe intern. Este vorba probabil de companii care sunt pe extern, pentru că dacă este vorba de cele patru offshore-uri, probabil, eu nu știu despre ce este vorba exact. Dacă e vorba de patru offshore-uri, acesta este vorba de companii în afara țării, care urmează și am insistat până la expirarea termenului ca ele să fie atacate în judecată. Așa. Și astfel este și decizia Consiliului Suprem de Securitate. Nu va fi executată, instituțiile respective care au primit această sarcină vor fi responsabile. Aici nu poți deja să fugi. Veți cere sau nu publicarea raportului Crol 2? Am spus acest lucru. Eu sunt pentru transparență în acest proces. Eu consider că tot ce țin de furtul miliardului este de interes național public.
veți avea acces pentru la că, el? Pentru că ne afectează pe fiecare dintre noi. Evident că eu voi avea acces la el. Și de ce nu faceți așa cum a făcut Adrian Candu? Domnia păi că nu este Crol 2. Păi nu. Când îl veți avea? Domnia sa l-a avut, l-a publicat, nu s-a întâmplat nimic. Eu am făcut astfel de pași și în 2015. Adică, aminte, când eu am publicat mai multe informații. Adică îl așteptăm de la dumneavoastră. Eu îl voi publica. Îl așteptăm cu mare nerăbdare. Și eu îl aștept cu mare nerăbdare. Așa. Înseamnă că în momentul în care va fi, nu mai este mult până atunci, în momentul în care va fi, am primit acum de la Ziarul de Gardă, am citit o informație cu niște cheltuieli la președinție. Nu putem trece pe alături. Un aparat de fotografiat, 162.000 de lei. Dar pentru ce vă trebuie? Eu nu am semnat astfel de indicații, mai mult ca atât. Registrul de stat al achizițiilor publice este citat aici? Lorena, eu prima dată aud. Fotograful Valeriu Corcimar, care este unul dintre cei mai buni fotografi în Republica Moldova, din câte știu, utilizează încă acel aparat care era și când eram în campanie electorală a Partidului Socialiștilor. Nu știu care e sensul, o să mă clarific și o să vă informez, dar probabil este o eroare. Cum aparatul de la Partidul Socialiștilor e la președinție? Păi care l-a utilizat încă atunci, e aparatul lui personal. Aha, îl utilizează și acum. Înțeles. Nu știți că sunt 162 de mii de lei Lorena, pentru un aparat de fotografie? Lorena, nu eu semnez toate lucrurile astea. Eu prima dată aud, o să mă clarific. Servicii aeriene de 1 milion de lei. Serviciile aeriene care au fost, toate sunt legale, publice. Este vorba probabil de deplasările celor din instituția prezidențială, care au fost destul de multe în diferite direcții, cu scopul de a rezolva problemele care le are statul. Când alegeți, deja faceți o licitație sau cum? Nu mă ocup eu de achiziție, dar la sigur sunt licitație. Nu se face la direct, pentru că este vorba de procedura de achiziții aranjamente publice. Aranjamente florale de 160.000 de lei. Nu cred că să... O să mă clarific. Vă spun, astea sunt informații publicate de Ziarul de Gardă. Eu vreau să vă spun că citând registrul de stat al aranjamente florale, publice, probabil ceea ce se utilizează cu diferite ocazii. Da, când vin protocol. Protocol și așa mai departe. Așa. La sigur nu cumpăr flori pentru soție din banii peștinței. Mai sunt și niște întrebări pe Facebook. N-aș vrea să trecem pe alu. Bani pentru vacanțe, de unde aveți? Întreabă Delinski Mihai pe Facebook. În primul rând, eu nu am mers atât de des în vacanțe cum unii încearcă să speculeze. Atos, Turcia... Pe Muntele Atos cheltuielile nu sunt mari și nu au fost încălcate legislația. Dacă cineva consideră că președintele are bani ilegali, nu ar decât să sensibilizeze instituțiile de stat să se clarifice. Dar de unde? Din salariu? Noi legislația nu am încălcat. Punct. Păi, din salariu? Noi nu am încălcat. Dar e simplă întrebarea și răspunsul. Lorena, din sursele legale pe care le are președintele și familia. Din salariu. Păi ele sunt publice. Din salariu. Ele sunt publice. Cu mătrie la Condrița ați făcut până la urmă acolo? Nu este vorba de... Este vorba de un eveniment de familie care a avut loc, care s-a petrecut în reședința președintelui, care este casa de locuit a președintelui pe perioada de mandat. Nu era cu mătrie, era o petrecere. Păi ce contează ce fel de eveniment de familie facem cu soția și cu copiii? Cred că lucrul ăsta nu contează. Important că nu s-a încălcat legislația și s-a făcut prea mare din această gălăgie din nimic. Nu, dar dacă a fost, de ce să nu spunem că a fost? Eveniment de familie a avut loc în ziua ce? Era ziua lui de naștere sau ce? Ce contează ce a fost? Eveniment de familie a fost. Contează! Pentru că mai am o întrebare și întreabă cineva, pot să închiriez vila de la Condrița să fac cumătrie acolo? Este un obiect cu regim închis, care este utilizat doar de către oficiali. Cel care a întrebat se balotează la următoarea campanie electorală, învinge la prezidențiale și merge la Condrița. Așa. Apropo la Condrița, ca să fie foarte clar, așa cum am promis, deja mai mulți copii, zeci de copii din familie nevoiașă au fost în ospiții la Condrița. Apropo, lucrul ăsta nimeni nu l-a făcut din președință în 26 de ani de independență și noi vom continua. Uh-huh. Copilașii vin, fac cunoștință, noi acolo îi servim cu ceva împreună cu copiii noștri, cred că este un lucru bun. Așa, cu cât vă ajută părinții în fiecare lună? Întreabă același om. Înseamnă dacă, că omul face niște calcule. Dacă o să mă ajute, eu o să-i spun. Adică nu vă mai ajută cu nimic. Dacă o să mă ajut, eu să spun. Cetățenia română a socialiștilor. Eu nu am cetățenie altul stat. Dolință, Furculiță, Mudreac, Mitriuc, mă iertați dacă, Lebedinski, dacă am pronunțat incorrect vreun nume, pentru că le-am scris foarte când repede. Când va veni reprezentantul socialiștilor, o să-i adresați această bine, întrebare. Dar dumneavoastră spuneați la un moment dat că toți vor renunța la cetățenie. Lorin, nu ei au spus eu asta, dumneavoastră ați spus. Eu inițiat. O să adresați această întrebare reprezentantului socialiștilor. Așa. Dacă nu schimbau legislația și rămânem în funcție Partidului Socialiștilor, îmi toate întrebările... răspunde cu același răspuns și la următoarea întrebare. Dacă vor vota socialiștii legea Big Brother, care se discută în Parlament. Întrebați pe socialiști. Vedeți, da, iar de unde bani pentru vacanță, de unde bani pentru Fundația Primei Doamne?
Sunt mai mulți, mai multe surse, din nou toate legale. Eu mă bucur că noi am reușit și reușim să susținem mai multe familii din contul acestei fundații, inițiativele soției mele, primei doamne. Noi, de exemplu, către 1 septembrie, 8.000 de copilași au obținut primii ghiozdane. Este o inițiativă fără precedent în Republica Moldova. Am ajutat la procurarea mai multor case pentru familiile cu mulți copii. Recent vrem să lansăm o campanie, cred că săptămâna viitoare. O să ajutăm 100 de grădinițe din Republica Moldova, din zona rurală, din sate, cu mai multe lucruri de care au nevoie, de exemplu, mobilă sau alte lucruri. Și acest lucru îl facem oficial, de pe contul Fundației de Benefacere. Dar banii acolo de unde? Eu cred că, Lorena, eu cred că pe mulți îi deranjează un lucru. Până acum, majoritatea din funcționari doar furau la stat. Au venit Dodon și aduce, face reparații la președinție, face binefacere și așa mai departe. Domnule Dodon, este foarte bine că faceți. Numai că este firesc să ne întrebăm de unde acești bani. Pentru că dumneavoastră sunteți bugetar, sunteți plătit din buget și e firesc să ne întrebăm, dar de unde aveți bani ca să faceți reparații la Condrița? Noi nici acum n-am aflat de unde sunt acei bani. Și nu a fost reparație de milioane, cum ați scris. Dar de unde? Dar de ce nu vă bucurați că totuși a venit un președinte care face regulă? Mă bucur, dar știți care este întrebarea? Care este? Dar dacă cineva v-a dat bani și așteaptă un serviciu, un schimb, pentru că așa se întâmplă, și atunci noi nu trebuie să știm cui face servicii președintele? Știți, nu face președintele servicii nimănui. Cum atunci? Cine vă dă acești bani? Așa am eu posibilitatea să discut cu mai multă lume care ajută țara. Și la președinție, și clădirea nouă veche care a fost arsă a președinției va fi renovată. Din banii turcilor. Nu din banii statului. Din banii partenerilor noștri străini, care oficial vor face acest lucru pentru Republica Moldova. Și ce așteaptă ei în schimb? Nimic nu așteaptă. Nu există, domnule președinte. Vedeți cum sunteți. Nimeni nu te plimbă degeaba astăzi. Dar România când a donat 100 de autobuse, de ce a donat? Pentru că aici să se miște lucrurile. Păi stați... Ne vrea bine? Pentru că aici se miște lucrurile. Păi cu acele autobuze se duc copiii la școală sau polițiștii se mișcă să rezolve problemele legate de infracțiuni. Lorena, este bine? Păi eu vă întreb, 8.000 de copii au primit ghiozdane. Vorbim despre o vilă la Condrița, domnule președinte. Dar nu a fost acolo reparații. Păi cum nu? Lorena, așa reparații mari nu au fost. Păi dar spuneți odată de unde sunt acei bani. 8.000 de ghiozdane, asta e bine pentru copii sau nu? Domnule președinte. 100 de grădinițe care vor fi reparate. De unde sunt acei bani pentru reparația la Condrița? 100 de grădinițe care vor fi reparate. E bine sau nu? Uitați-vă, vedeți cât timp pierdem noi ca să obținem un răspuns scurt și clar și simplu. La fel ca și cu concertele. Au fost în piață concerte, nimeni nu știe de unde sunt banii, de la prietenii noștri. Păi cine sunt aceia? Păi am menționat că concertele, de exemplu, au loc din contul Fundației Iubesc Moldova, campanie națională pe care am lansat-o. Mai mulți din cei care au venit pe cont propriu la solicitarea mea și vor fi și altele. Dar eu acum mă voi axa pe rezolvarea problemelor concrete ale oamenilor. Da. Și mă bucur că pot face acest lucru. Să știți că pentru asta ați fost ales în continuare. Da. Și vă face și în continuare. Să știți despre modificarea Constituției și vectorul pro-european care ar urma să fie introdus acolo la solicitarea Partidului Democrat. Poate de inclus în Constituție deodată că Partidul Democrat rămâne pe viață cu majoritate în Parlament? Păi de ce nu propun și asta? Deocamdată socialiștii și liberalii au anunțat că nu sprijină, nu vor vota. În schimb, PLD-ul a venit să facă un târg și să spună modificarea articolului 13 din Constituție și să fie acolo introdus corect articolul limba română, așa cum a stabilit și Curtea Constituțională, și atunci ei vor vota această orientare. Dumneavoastră vedeți că este posibilă această modificare sau credeți că nu are niciun... Eu consider că... Pentru ce au lansat-o, dacă eu consider că nu este necesară o astfel de modificare. Eu consider că este un pas, un mișcare de PR să încerce să convingă europenii. Pentru că pentru europeni, probabil, să inducă din nou eroare că sunt cei mai pro-europeni. Europenii foarte bine cunosc. Dar ei știu că nu au sorți de izbândă sau ce? Europenii cunosc că nu tot ce zboară se mănâncă. Uh-huh. De ce eu consider că probabilitatea că va fi introdusă această modificare este foarte mică. Așa. Și nici limba română nu va fi...
În Republica Moldova, limba de stat este limba moldovenească. A stabilit deja Curtea Constituțională și cum este limba? Va fi anulat această hotărâre a Curții Constituționale. Ei, domnule președinte, dumneavoastră sunteți președinte, trebuie să dați exemplu. Știți cum este. Deciziile Curții Constituționale nu se discută, se execută, nu pot fi atacate, nu mai este o instanță dar pot fi revizuite de următoarea componență a Curții Constituționale. Atunci, haideți să ne jucăm de a... S-au jucat acei care au încălcat Constituția când au luat o astfel de decizie. Și dacă vine următoarea componență și spune că, de fapt, președintele nu trebuie ales de popor și ne întoarcem la variantă, atunci cum va fi? O să ajungem și o să vedem. Va fi o componență a Consiliului, a Curții de Conturi, ca și majoritate parlamentară, pro-moldovenească. Nu pro-rusă, nu pro-european. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Noi ne vedem joia viitoare de la ora 21. O seară frumoasă tuturor!